Tutorialul de astăzi este un Get Ready With Me, în care vreau să vă arăt cum mă machiez eu atunci când vreau să port buze roșii. Nu e ceva foarte complicat, așa că imediat după ce m-am trezit, m-am spălat pe față cu un gel de curățare de la Balea și acum urmează să-mi aplic o apă termală. Fac asta în fiecare dimineață, mă și ajută să mă trezesc un pic și să mă revigorez. Cea pe care o am eu este cea de la Elmiplant, care îmi place destul de mult. Produsele pe care le aplic pe față, le aplic și pe gât și pe zona care e vizibilă. Crema pe care am început să o folosesc și dimineața și seara este una de la Herbagen. Cremă ten sensibil, colagen marin și extract de gălbenele. Este o cremă de 100 de ml și de aceea am hotărât să o aplic și dimineața și seara. În plus e o cremă hidratantă. Și îmi place să o aplic între degete și să o încălzesc puțin. Urmând apoi să o aplic pe față și pe... După ce am masat-o bine și am lăsat-o să intre în piele, o să-mi aplic SPF-ul. Eu am acest SPF de la Gerovital, SPF 30, pe care îl consider suficient deocamdată, întrucât soarele nici nu e foarte puternic și nici nu e pe cer foarte multe ore. L-am de anul trecut, din vară, l-am desfăcut undeva în august, are 24 de luni de la deschidere, deci e încă ok și cum mai am produs în el, am hotărât să nu-l rispet. E destul de lichid. Cât intră cremele în piele, o să vă spun un pic despre tenul meu. Eu am tenul uscat spre normal, depinde foarte mult și cu ce îl spăl. Nu am avut niciodată tenul gras, mi se mai îngrașă un pic zona aceasta a nasului și de aceea fondul de ten îmi dispare imediat de pe nas. Voi aplica fondul de ten de la Maybelline Fit Me Matte & Poreless, nuanța mea este 105. În care mai am foarte puțin și îl voi amesteca cu CC Cream-ul de la Gerovital în nuanța la fel cea mai deschisă. E o combinație care îmi place foarte mult. Am purtat-o cam toată iarna pentru că CC Cream-ul ajută la hidratarea tenului, iar fondul de ten este unul foarte rezistent și acoperă foarte bine. Pentru a uniformiza tenul voi folosi acest burețel de la Evelyn, pe care l-am dat. El a fost roz la început, dar pentru că l-am băgat la mașină cu rufe colorate, s-a făcut nou.
Corectorul pe care îl voi folosi astăzi este cel de la Catrice. Camuflaj crema mea este nuanța 10 Ivory și îl voi aplica pe zona de sub ochi și pe eventualele imperfecțiuni. O pensulă pentru concealer de la Essence. Pudra care îmi place în ultimul timp pentru zona de sub ochi este aceasta de la Pharmacy, pe care o voi aplica cu o pensulă de la Avon. Zonele pe care le fixez eu zi de zi cu pudră sunt sub ochi, pe pleoapă și pe nas, dar pentru nas nu voi folosi aceeași pudră, ci o voi folosi pe aceasta de la Wet n Wild Photo Focus. A mea este nuanța Warm Light și am senzația că are un pic sub ton roz. Dacă aveți probleme cu dispariția fondului de ten, presupun că aplicați pudră pe toată fața, dar eu nu am această problemă, deci prefer să o păstrez în zonele în care știu că îmi dispare mie sigur fondul de ten sau anticearcănul, și anume sub ochi și pe nas. Urmează conturarea feței. Îmi place foarte mult zi de zi să folosesc paleta de la Stick Face Form în nuanța Fair. Pensula mea preferată pentru acest pas este cea de la Avon. Nu are un număr pe ea, dar cred că o recunoașteți dacă o vedeți în catalog. Mi se pare foarte mișto pentru a contura fața, e exact forma perfectă și pentru forma feței mele cel puțin se potrivește foarte bine. Pentru că am un ton cald al pielii, îmi place că atunci când aplic un ruj care are un ton rece, îmi place să fac cumva legătura între tenul meu și rujul rece printr-un blush. Blushul acesta mi se pare compromisul perfect pentru că el e roz, dar are particule aurii și arată foarte frumos. O să aplic cu această pensulă simpatică de la Evelyn. Nu voi folosi iluminatorul din kitul de contur pentru că am altul pe care îl prefer mai mult și anume acesta de la Melchior. După cum vedeți, am făcut și gaură în el. E cel mai frumos iluminator, sincer, pe care l-am văzut. Și îl voi aplica cu o pensulă tot de la Evelyn, care e foarte veche, dar sincer nu mă despart de ea. Până acum nu i-a căzut niciun fir de păr. Și îmi place că aplică produsul foarte dispersat pe față. Voi lua o pensulă mai mare și fluffy de la Evelyn și voi amesteca toate produsele de pe față.
sprâncenele le voi face cu un produs de la NYX și anume pudra lor. Mi se pare cea mai rapidă alternativă și sincer în fiecare zi întind mâna după ea. Și anume aceasta, a mea este nuanța taupe. Iar pensulele vor fi acestea două de la Essence. Acesta e un spoolie și acesta e o pensulă pentru eyeliner. Dar nu-mi place să folosesc pentru eyeliner, mi se pare un pic complicat. Prefer alt gen de pensule pentru acest pas. Dar pentru sprâncene îmi place foarte mult forma ei, e subțire și te ajută să imiți felile de păr. Am decis să apropii un pic cadrul ca să vedeți mai bine. Deci acesta este kitul. După cum vedeți am două culori, una un pic mai caldă, una un pic mai rece. Eu de obicei le combin și ceara mă ajută pentru micile goluri pe care le am aici, aici. De obicei încep din interior spre exterior. Mi-au ieșit cât de cât egale, am renunțat din a încerca să le mai fac simetrice, n-am nicio șansă. Și ce-mi place mie să fac este să revin cu corector aici în față. Dacă observați, zona aceasta dinspre nas e un pic întunecată și dacă dimineața nu aveți timp sau nu vă place să vă corectați sprâncenele cu totul, să le umpleți pur și simplu de corector marginile, vă recomand să faceți treaba asta aici. Și o să vedeți că o să iasă mult mai bine sprâncenele în evidență și le va corecta cât de cât formă. La ochi nu vreau să mă complic foarte mult, vreau să creez un pic de armonie cromatică între față și ochi, așa că o să folosesc aceeași paletă pe care am folosit-o pentru față, cu o pensulă Fluffy de la Ebelin. O să aplic bronzer în pliu. Pe pleoapă o să aplic o combinație dintre blush și iluminator. În colțul interior și sub sprânceană voi reveni cu iluminatorul de la Melchior cu o pensulă creion. Înainte de a aplica tuș, pasul pe care îl fac întotdeauna este să-mi întorc genele. Pentru că dacă o fac după, mi se întâmplă să mă ating cu cleștere, să-mi stric tușul, să-l întind și nu are niciun sens. Și chiar dacă le voi întoarce acum, va rămâne purpură.
acum aplic tu și l-am pe acesta de la Maybelline, Lasting Drama. Acesta? Cu pensula care vine cu el. Îmi place mult pensula asta, chiar mi se pare ok. Întotdeauna încep cu codița. Mi-am stabilit direcția și acum... Astăzi codițele mele au ieșit destul de lungi și destul de groase. De obicei nu îmi stabilesc cum vreau să iasă. Îmi las mâna să mă dirigeze. Și nici simetrice nu sunt, dar nu am spus. Am renunțat la simetrie. Primerul de astăzi reprezintă o combinație cel puțin bizară făcută de mine. Am găsit la 20 de lei rimelul de la Maybelline The Colossal Volume Express. Și pentru că nu mi-a plăcut prea tare periuța, am pus-o pe cea de la La Sensational. Și nu mai faceți. Cât se usucă rimelul de pe genele de sus, ca să pot să-l aplic și jos, o să aplic această mascara pentru sprâncene de la Essence, care le va fixa și le va ordona un pic. Acum rimel pe genele de jos. Buzele. Pentru buze, mai întâi le voi contura cu acest creion de la Flormar. E un creion roșu, nuanța 233. Și acum arătând foarte sexy. Vreau să vă vorbesc puțin despre rujul meu roșu preferat și gama mea de rujuri preferate în general. Acestea de la Maybelline, Superstay Matte Ink. Sunt niște rujuri care rezistă, îi spun 16. Dacă aveți grijă la aplicare și îl aplicați uniform, într-un strat, nici foarte subțire pentru că nu va rezista, nici foarte gros pentru că va fi incomod. Va rezista toată ziua. Nuanța mea este 20 Pioneer și pensula este destul de confortabilă pentru mine. Formula este genul de formulă care e cât de cât lipicioasă, asta până când mâncați prima oară, și unele persoane probabil nu o suportă, nu suportă acest gen de formulă, dar pe mine nu mă deranjează, având în vedere cât de rezistent este. Pot să suport un pic, e un pic lipicios, nu se întinde, asta detest la rujul roșu, că se întinde și se vede oribil. Cu el nu e problemă. Ah, și miroase foarte frumos.
Acesta a fost tutorialul, așa e și machiajul, este ceva clasic, dar care mie îmi place foarte mult. Mulțumesc că v-ați uitat, ne revedem curând!